nu sunt reacții în pace, în stradă, pot fi momente și momente. Însă, eu mi-am dat seama de necesitatea de a interveni în favoarea credinței noastre și de a mărturisi pe Hristos chiar în mod direct și cu hotărâre, când în urmă cu mai mulți ani, pe un post de televiziune, a fost prezentat un moment de stand-up comedy care îl va spre Dumnezeu. Dumnezeu în care credem noi, eu, voi, toți. Nu văzusem acel moment, ci drept, noi nu mă uitam la televizor, dar un coleg al meu, care este preot, undeva în afară, supărat fiind de ceea ce a auzit, a scris la CNA, la Consiliul Național la Audiovizual, că s-a simțit deranjat de acel videoclip, de acele lucruri făcute pe baza lui Dumnezeu și că cere suspendarea sau înlăturarea acelui film. Și ce credeți? Cererea a fost ascultată. Adică CNA i-a răspuns după aproape 2 săptămâni și i-a spus în urma cererii dumneavoastră, am analizat videoclipul, ne-am dat seama că el prezintă injurii apuse la adresa credinței și clipul a fost, sau televiziunea a fost obligată să retragă clipul și a fost amendat cu nu știu ce sumă. Și a fost pentru prima dată când eu mi-am dat seama că în acest spațiu virtual, noi trebuie să fim capabili să spunem nu la multe lucruri. Adică să discernem, să vedem ce lăsăm ca să intre în viața noastră, ce acceptăm să privim, la ce lume râdem, la ce subiecte aderăm. Și ca model i-am luat pe frații Macabei astăzi. Pentru că timpul lor se aseamănă puțin cu timpul nostru. Plec de la un text din capitolul 4 din Cartea Macabeilor, capitolul 4, de la versetul 8 la versetul 11. Iuda Macabeu le-a zis bărbaților care erau cu el, să nu vă temeți de mulțimea lor și de nimănița lor, să nu vă speriați. Amintiți-vă cum au fost salvați părinții voștri la Marea Roșie, când i-au urmărit Faraon cu armata. Acum să strigăm către cerul, dacă ne va asculta și își va aduce aminte de alianța părinților, va strălui această tabără în fața voastră astăzi. Și vor cunoaște toate neamurile că este cine să le libereze și să îl salveze pe Israel. Israelul, în acel moment, în secolul al doilea, înainte de Hristos, era sub presiune. Era stăpânit de Imperiul Babilonian, era la conducere acel faimos împărat Antioch al IV-lea, care a profanat Ierusalimul, templul, care dorea înlăturarea credinței din inimile evreilor. Și pentru a salva această credință și rădăcinile alianței lor, mai întâi Matatia, tatăl fraților Macabei, și apoi împreună cei 5 frați, s-au unit pentru a lupta ca valorile care ei credeau, ceea ce a stat la baza vieții lor, să nu dispară. Nu era vorba doar despre prezența unui stat, o luptă dusă cu săbii și cu arme sau cu ce se mai luptau ei. Nu doar o astfel de luptă era vorba, ci era vorba mai ales de o luptă spirituală, o luptă a credinței, pentru a salva valorile care au dat consistență până în acel moment Israelului, poporului ales, pentru a salva ceea ce, de fapt, era caracteristic unui popor care a fost iubit de Dumnezeu și care, cu toate că era cel mai mic dintre toate popoarele, a reușit pentru de fiecare dată să păstreze, să țină integre adevărurile pe care Dumnezeu i le-a revelat. Și cred că și noi astăzi trăim un astfel de timp în care suntem chemați să luăm poziție. Uneori, poate chiar oficială, împotriva tot ceea ce vrea să distrugă credința.
apostoli, o persecuție mai, cum să o numim, mai light, mai soft, așa, mai dulce. Nu este mod direct atacat creștinismul, nu ni se spune să nu crezi, să nu iubești pe Dumnezeu, să nu iubești pe aproapele. Nu ni se spune acest lucru. Însă, ni se face, ni se transmite în mod indirect ca să găsim alt mod de viață, să trăim altfel, să avem o altfel de credință, în care Dumnezeu nu este Cel care credem, ci este o entitate, un Dumnezeu care iubește pe toți și pe buni și pe răi, pe păcătoși, un Dumnezeu super milostiv care nu ține seama de rău, un Dumnezeu care este mai mult evanescent, nu are o însușire proprie și caracteristică fiecare religie. Nu? Poate ați auzit că în urmă cu, nu știu, aproape o lună de zile, apărea pe la știri acea veste, cei de la NASA sau nu știu de la care vor să facă un grup de teologi din toate religiile pentru a reduce atunci când se va descoperi viață pe o altă planetă și se vor întâlni, nu știu cum marțieni sau extraterestri, se reprezintă imaginea unui Dumnezeu omul nu din toate religiile. Adică un sincretism în care și eu am dreptate și tu ai dreptate, dar nu se mai cere sau nu mai suntem lăsați să recunoaștem rădăcinile noastre profunde creștine. Sfânta Scriptură ne este de mare ajutor în aceste vremuri, pentru că ne arată cel puțin trei atitudini în istoria Macabeilor pe care trebuie să le avem și noi, zi de zi. Și prima atitudine este vigilența, vegherea, atenția. La veghere nu suntem chemați să fim, să trăim doar în timpul Adventului, ci ea trebuie să fie o constantă în viața noastră, a creștinilor, a fi atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, a fi atenți la ce ni se propune, a fi atenți la lucrurile care se răspândesc și la care uneori poate aderăm și noi. În acele vremuri ale Macabeilor, mulți au fost luați prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Mulți s-au repădat de credință, crezând că acela este drumul. S-a rămas un resfânt, un mic grup condus de acești Macabei, care au luptat pentru dreapta credință. Astăzi avem și noi nevoie să fim atenți, să nu mergem așa cu masa în direcția pe care ne transmite mass media, să avem grijă ce citim, ce vizualizăm, ce lăsăm să intre în viața noastră. Pentru că nimic nu este fără repercusiuni. Nimic nu poate, nu putem spune că este ceva ce poate să treacă din viața noastră fără să lase urme. Să avem grijă la ce credințe sau la ce modul de viață aderăm. Pentru că nu toate sunt conforme cu vocația noastră de creștini. Nu toate ne apropie de Dumnezeu. Unele ne îndepărtează, ne fac să fim mai slabi, să fim mai întemători. Iată de ce e nevoie ca astăzi să nu mai trăim un creștinism distrat. Nu atât că mergi la discotecă și se distrează, ci pentru că este neatent. Distragerea este atracția într-o altă parte, nu acolo unde este esențial, unde este centrul. Nu putem să trăim un creștinism în care să spunem că merge și așa credința noastră. Trebuie să avem curaj, să spunem în cine credem și care sunt valorile care stau la baza credinței noastre. Valori pe care le-am primit poate de la părinții noștri, de la bunici, care au dat fundament familiilor noastre și care acum sunt puse sub semnul întrebării sau poate chiar negativ. Din această atenție, vigilență, se naște o a doua atitudine, care este responsabilitatea. Este o altă lecție pe care o primim de la acești frați Macabei. Matatia, Iuda, Ionatan, Simon reacționează în fața a ceea ce se întâmplă. Au
puse unul lângă celălalt. Respons, nu? Care se spune bine de la răspuns, și abil, responsabil. Responsabil este cel care e capabil să dea un răspuns. Sunt responsabil de viața mea atunci când dau un răspuns concret cu viața mea la ceea ce se întâmplă. Suntem chemați să fim responsabili de ceea ce nimic în viața noastră. Adică să nu luăm totul la grămadă, să nu ne lăsăm fascinați de lucrurile simple, senzaționale care se propun, dar care nu creează o bază solidă pentru viața noastră, care lucruri care vor să le maturizeze, de fapt și mai copii și mai infantil, ne conduce spre o infantilizare. Împreună astăzi suntem chemați să dăm răspuns la ceea ce societatea, lumea actuală vrea să ne propună. Și răspunsul nostru ține de viața noastră. Astăzi suntem chemați să ne unim puterile, nu pentru a forma o cruciadă ca vechime, să pornim la luptă cu zări și topoare, ci suntem chemați să ne unim puterile pentru ca răspunsul nostru să fie unul mai vizibil, mai evident. Altfel, riscăm să ne pierdem la anumat. Riscăm să fim exact ceea ce dorește societatea să fim. Niște ființe anonime care nu au pus, nu au miros și bine tot ceea ce ea ne oferă. Ține de alegerea noastră. Dacă suntem sau nu responsabili, dacă suntem capabili să dăm răspunsul nostru, celor care ne provoacă, chiar și în mod indirect. Și facem acest lucru, dăm acest răspuns, ori de câte ori accesăm anumite informații sau intrăm în anumite grupuri de discuții, ori de câte ori vizualizăm filme sau emisiuni care ne sunt de plac, acolo este răspunsul nostru. E răspunsul nostru concret. Nu vă poate verifica nimeni, însă voi trebuie să vă evaluați ce răspuns dați celor care vor astăzi să știagă în viața noastră identitatea de creștini. Cred că s-a idealizat prea mult imaginea creștinului blând și smerit, pentru că de multe ori s-a confundat blândețea și smerenia cu cel care este blând și un pic prostuț. A fi blând și smerit nu înseamnă a fi blând, nu înseamnă a tăcea atunci când celălalt te acuză sau când celălalt acuză valorile în care crezi, ci înseamnă a fi capabil să dai acest răspuns personal, propriu. Iar a treia atitudine care este necesară și care, de fapt, dă consistență primelor două, atenției, vigilenței și responsabilității, este certitudinea că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu ni se poate întâmpla rău dacă avem această convingere. Eu sunt în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să ne ia ceva din ceea ce ne este important. Ne pot lua, nu știu, lucrurile, ne pot lua instituțiile, dar credința, iubirea, speranța, adevărul, dreptatea, valorile în care noi credem, familia, acestea nu ne poate lua nimeni. Pentru că suntem în mâna lui Dumnezeu și El este Cel care ne protejește. Avem nevoie, zi de zi, de această convingere. Existența noastră nu este una la întâmplare. Nu a venit nimeni pe lume la întâmplare și nimeni nu pleacă la întâmplare. Și suntem parte dintr-un plan al lui Dumnezeu. Suntem uiți, unul fiecare, de către Dumnezeu, în mod personal. El a pronunțat numele nostru, odată și pentru întotdeauna. Și nu l-a mai repetat. Pentru că fiecare este unic, este singular. Nu suntem noi la fel, chiar dacă mai semănăm unii cu alții. Dar nu există două persoane la fel. Și de aceea trebuie să
analizăm dacă ne lăsăm interpelați de cuvântul Său, care ne vorbește în zi de zi. Toate aceste lucruri ne dau convingerea că suntem cu toții în mâna lui Dumnezeu, că viața noastră este în grija Sa și de aceea, chiar dacă poate la un moment